discursul de astăzi, Dumnezeul oricărui har. Mulțumesc că este o binecuvântare să fiu cu voi astăzi și să ne bucurăm de beneficiile acestei tehnologii. Avem privilegiul de a merge, de a trăi ca ucenici ai lui Dumnezeu, a lui Iisus, datorită harului, bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu. Nici o ființă din univers nu este mai plină de har decât Dumnezeu. Scopul mesajului nostru de astăzi este de a explora harul lui Dumnezeu, menționând că El este autorul harului și de asemenea examinează ceea ce El realizează prin distribuirea acelui har. Titlul nostru este preluat din 1 Petru 5:10. Vom citi astăzi dintr-o traducere specifică, noi citim din Cornilescu în românește. 1 Petru 5:5-7-10. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintit. La ce ne gândim când cineva este descris ca fiind plin de har? Poate că ne gândim la cineva care este amabil, politicos și grijuliu cu ceilalți. Poate ne gândim la cineva ale cărui cuvinte îi fac pe toți să se simtă confortabil în jurul lor. Cum ni-l imaginăm pe Dumnezeu când El spune că este plin de har? Să petrecem câteva minute să definim ce înseamnă harul. Har sau grație implică cortazie și bunătate și adesea un grad de condescență față de străini și inferiori sociali. Harul, ca și cuvânt englezesc, apare de 131 de ori în Noul Testament. Este traducerea cuvântului haris. Înseamnă harul manierelor sau acțiunilor și mai ales influența divină asupra inimii și reflectarea ei în viață. Acest cuvânt apare de 156 de ori în Noul Testament. În dicționarul Vine, haris are diferite utilizări. Cu referire la favoarea divină se pune accent pe libertatea și universalitatea sa, caracterul său spontan, ca în cazul îndurării răscumpărătoare a lui Dumnezeu, și plăcerea sau bucuria pe care El o proiectează pentru destinatar cu lucrările și cu... Un alt cuvânt asemănător este cuvântul charisma. Și dicționarul Vine îl definește ca fiind un dar al harului, un dar care implică harul sau charis din partea lui Dumnezeu, ca dădător este folosit din darurile sale gratuite pentru păcătoși, din înzestrele sale pentru credincioși prin operarea Duhului Sfânt. Roman 6:23 este un verset unde acest cuvânt charisma este folosit. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată sau charisma al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. În Roman 12:6, deoarece avem felurite daruri, charisma, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui? 1 Corinteni 12:4, sunt felurite daruri, dar același Duh. În Vechiul Testament, Dumnezeu declară lui Moise că este milostiv.
Când Moise a coborât de pe muntele Sinai, a găsit poporul în rebeliune împotriva legilor lui Dumnezeu care tocmai i-au fost predate. Ei făcuseră chiar și un vițel de aur ca reprezentare vizibilă a lui Jehova. În mânia sa, Moise a aruncat tăblițe de piatră și le-a spart. Dumnezeu i-a spus lui Moise să taie încă două tăblițe și să-l întâlnească din nou pe muntele Sinai, unde va înscrie din nou legea sa. Când Moise s-a urcat pe munte, Dumnezeu a coborât la el și a spus așa, Exodul 34:5-10. Domnul s-a pogorât într-un nor, a stătut acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. El a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne. Poporul acesta este în adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea ta. Domnul a răspuns, iată, eu fac un legământ. Voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la niciun neam. Tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate. Dumnezeu încerca să-i dea lui Dumnezeu o înțelegere a esenței cine este El. Dumnezeu spune că El se apleacă pentru a interacționa afectiv cu cei care îi sunt inferiori. El este dispus să facă lucruri bune în mod liber și necondiționat celor care nu ar putea să pretindă în mod favorabil favoarea sa. În versetul 7 spune că este dispus să ierte fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Acest lucru se referă în mod clar la ceea ce se întâmplase în tabăra lui Israel în timp ce Moise era cu Dumnezeu pe munte prima dată. Dumnezeu arată clar că există consecințe pentru păcat, dar ceea ce este cu adevărat uimitor este că El va iubi și va face lucruri bune pentru oameni care nu merită deloc, fără a cere nimic în schimb, în afară de ascultare. În versetul 10, El îi spune lui Moise despre lucrurile bune pe care le va face pentru Israel când vor intra în țara făgăduinței. Să citim Psalmul 103, versetele 6-12. Ne spune mai mult despre harul lui Dumnezeu. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe veci. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Aici ni se spune că Dumnezeu nu se poartă după noi după cum merită păcatele noastre. Cum am putea explica mai bine harul sau bunătatea nemeritată? Faptul că nu se poartă după cum merităm noi. Harul lui Dumnezeu este imposibil de obținut și imposibil de cumpărat. Imaginați-vă că sunteți invitați un prieten în casa dumneavoastră pentru cină și o seară de părtășie. Apoi, în timp ce vrea să plece acasă, își scoate portofelul și întreabă cât îți datorez pentru masă. Ce insult ar fi! Unii creștini au această mentalitate, nu vor să primească nimic ce nu au câștigat sau plătit prin lucrarea mâinilor lor.
ei simt chiar nevoia să-i ramburseze lui Dumnezeu tot ceea ce El a făcut din har, pentru că nu le place să se simtă obligați față de nimeni, mai ales față de Dumnezeu. Dar nu există nicio obligație asociată cu harul lui Dumnezeu. Într-un articol intitulat "Prin har sunteți mântuiți" în Reprinturi, pagina 2283, pastorul Russell a abordat această problemă. Mă scuzați, s-a întrerupt prezentarea. S-a întrerupt prezentarea fratelui Tom și așteptăm până se reconectează. Apreciem răbdarea fraților, se pare că conectarea fratelui Tom s-a întrerupt și vom aștepta până când reușește să se reconecteze. Deocamdată nu primim un răspuns. Frate Richard a reușit să vorbească cu el. Vom avea răbdare și frate se va reconecta. Să sperăm că nu i s-a întrerupt internetul cu totul. Fratele se reconectează acum. Frate Tom s-a reconectat și în momentul în care și-a revenit. Îmi cer scuze, fără să ating nimic, calculatorul meu s-a hotărât să se închidă. Eram în momentul în care am încercat să citesc din reprintul 2283, unde frate Iosef vorbește de această mentalitate a unor creștini care nu acceptă harul lui Dumnezeu. El spune, foarte adesea când se predică în numele Evangheliei harului lui Dumnezeu, elementul harului este complet omis. Există o dispoziție în zilele noastre, așa cum a existat o dispoziție în zilele apostolilor, pentru cei care au acceptat cândva iertarea divină harul lui Dumnezeu prin Hristos, să se abată de la aceasta și să încerce să se justifice prin fapte. Chiar dacă primele experiențe au fost cele de umilă dependență de mila divină, experiențele ulterioare duc uneori la respingerea harului, care la început a fost primit cu mulțumire. Apostolul le-a scris unor afectați astfel, spunând, voi care voi să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har, Galateni 5:4. Judecând după același standard, câți creștini de astăzi au alunecat înapoi, au căzut din har și au pierdut încrederea în meritul sângelui scump și în favoarea divină, oferită nouă prin marea jertfă de ispășire?
Acum, la fel ca și atunci, dispoziția este să ne încredem în faptele propriei noastre neprihăniri. Această tendință de a ne îndepărta de recunoașterea Harului lui Dumnezeu în Hristos ca singura noastră speranță pentru viața veșnică și de a îmbrățișa în schimb o speranță unde am merita viața veșnică este ceea ce apostolul numește foarte corect o altă evanghelie, o evanghelie falsă, Galateni 1:6. Cum este Dumnezeu, Dumnezeul oricărui har? Când citim în versetul nostru tematic că Dumnezeul nostru este Dumnezeul oricărui har, sugerează nu numai că El este autorul harului, bunătate nemeritate, ci și că El are o sursă inepuizabilă de daruri bune pe care să le dea tuturor celor care le va primi. Dumnezeul nostru iubește să dăruiască și iubește să dea în voie. El trebuie să ofere gratuit, întrucât noi nu l-am putea niciodată câștiga singur, nici nu l-am putea răsplăti niciodată pentru lucrurile minunate care ni le dă. Deci El dăruiește fără să ne creeze nicio obligație, El dăruiește fără interese ulterioare. Da, El are motive, un scop pentru a ne oferi în mod liber lucruri bune. El vrea să vedem și să alegem un mod mai bun de a trăi și binecuvântările care provin din acel mod de viață. Scopul său este să ne îndrepte în direcția care va aduce adevărata fericire și satisfacție în viață și să revenim la o relație apropiată cu El. Lui Dumnezeu îi place să aibă relații apropiate cu creația sa umană. Dintre toate darurile harului pe care le dă Dumnezeu, iertarea este una dintre cele mai puternice. Cum poate un Dumnezeu sfânt să ierte liber pe cei care nu merită, pe cei care merită consecințe grave? El poate face acest lucru deoarece niciuna din atributele sale nu operează izolată de cealaltă. Harul este modul sau podul care leagă atribute de iubire și dreptate ale lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se exprimă prin asigurarea răscumpărării rasei umane de păcat și moartea ei pedepsit. El a trimis pe Fiul Său care era dispus să se aplece și să locuiască printre noi pentru a aduce cunoștința și înțelepciunea Lui Dumnezeu în lume într-un mod mai direct și personal și pentru a-și da viața pentru a înlătura pedeapsa păcatului, moartea care susținea fiecare membru al familiei umane. Întrucât toată plinătatea caracterului Tatălui Său se regăsește în Iisus, harul este de asemenea esența caracterului Său. În 2 Corinteni 8:9 ni se spune, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Ioan 1:14, 16, 17. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Avem dovezi numeroase în Scripturi care spun că mântuirea noastră și a lumii este realizată prin acțiunile pline de har ale lui Dumnezeu și ale Fiului Său. Efeseni 2:8-9. Căci prin har, haris, ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul sau cadou al lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Efeseni 1:7-8. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățile harului Său, pe care le-a răspândit din belșug peste noi, o prin orice fel de înțelepciune și de pricepe. Mulți oameni, inclusiv unii care pretind că sunt creștini, consideră că întregul concept de ispășire a sângelui este arhaic, chiar barbar, și astfel resping nevoia de a fi răscumpărați prin voi viața și moartea lui Iisus. Această idee că am avea o natură păcătoasă le este reprobabilă. Dar dacă nu recunoaștem realitatea păcatului nostru, nu există o bază pentru înțelegerea lui Dumnezeu ca Dumnezeul tuturor harurilor.
sau al oricărui har și magnitudinea imensă a acelui har. Mulți oameni, inclusiv unii creștini, sunt convinși că în ciuda micilor vicii pe care le au, sunt practic oameni buni care merită favoarea lui Dumnezeu. Biblia nu ne învață așa. Roman 3:23-24, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Fraților, dacă acceptăm realitățile clare exprimate în acest pasaj, aceasta ne va aminti zilnic cât de dependenți suntem de harul lui Dumnezeu, bunătatea lui nemeritată față de noi. Vom ajunge să-L cunoaștem pe Dumnezeul oricărui har. Nu numai că Dumnezeul nostru, prin harul său, asigură mijloace mântuirii noastre de păcat și moarte, harul său continuă ajutându-ne să înlocuim urțenia obiceiurilor noastre păcătoase cu frumusețea vieții sfânte. Aceasta este harul spre sfințire. Aceasta nu este pentru a putea părea mai bun sau mai vrednici decât alți oameni, ci pentru a putea trăi vieți satisfăcătoare și semnificative, pentru a putea da și aduce laude Tatălui nostru ceresc, pentru a putea duce și pe alții la Hristos prin modul plin de har în care trăim. Pavel i-a spus astfel bătrânilor din Efes, Fapte 20:32, și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Apoi tesalonicenilor le-a scris în 1 Tesaloniceni 4:1-3, încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți-o mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr că ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Sfințirea vine prin apucarea ajutorului plin de har al lui Dumnezeu pentru a deveni mai asemănător lui Hristos. Harul ne eliberează de povara păcatului pentru a ne bucura de o relație bogată și satisfăcătoare cu Dumnezeu. Motivația noastră de a aduce plăcere vine din ce în ce mai mult dinăuntru nostru. Harul lui Dumnezeu în viața noastră ne ajută de asemenea să accentueze lecția pe care ne-a dat-o Iisus de a sluji unii altora. A ne sluji unii pe alții în dragoste este aranjamentul pe care Dumnezeu l-a intenționat inițial pentru familia umană și El ne oferă ajutorul Său divin, harul Său, atunci când încercăm să trăim așa. Când îi slujim pe alții, Dumnezeu răspunde și ne binecuvântează. Este aproape ca și cum El nu se poate abține. El își găsește bucuria în a oferi daruri pline de har celor care îl urmează pe Fiul Său. Apostolul Pavel a scris că slujirea sa a fost un dar al harului lui Dumnezeu. Efeseni 3:7-8, al cărui slujitor am fost făcut eu după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestez neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Probabil că niciun har în viața noastră nu este mai important decât harul pe care ne-l dă Dumnezeu pentru a răbda experiențe grele în viață. Are Dumnezeu obligația să ne mântuie pe noi sau pe umanitate în general de consecințele alegerilor noastre neînțelepte și egoiste? Evident că nu, pentru că vedem tragedie și suferință în jurul nostru și o trăim și noi. Este manifestarea permisiunii sale a răului. Cu toate acestea găsim multă mângâiere în aceste făgăduințe scumpe. 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Doi Corinteni 12:7-10. Și ca să nu mă umflu de mândrie,
din pricina strălucirii acestor descoperi, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorori pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. În încercările noastre, Dumnezeu este milostiv în a ne ajuta să vedem un scop, o însemnătate. Spiritul Său ne-a ajutat să înțelegem planurile și scopul Său de a avea o clasă deosebită de oameni, care să ajute omenirea să meargă pe calea înaltă care duce la sfințenie. Doctorul Viktor Frankl, un psihiatru evreu austriac care a supraviețuit lagărului de exterminare din Auschwitz, a scris aceste cuvinte în cartea sa, Căutarea omului pentru însemnătate. În anumite privințe, suferința încetează să mai fie suferință în momentul în care găsește o însemnătate, cum ar fi însemnătatea unei jertfe. În 4 aprilie 1968, Robert F. Kennedy, anunțând publicului vestea asasinării lui Martin Luther King Jr., a folosit aceste replici din Eschil, cel mai vechi dintre cei trei mari scritori antici grești de teatru de tragedie. Chiar și în somnul nostru, durere care nu poate uita cade picătură cu picătură pe inimă, până când, în propria noastră disperare, împotriva voinței noastre vine înțelepciunea prin harul îngrozitor sau minunatul har al lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit potrivit ca cele mai mari înțelegeri ale noastre despre experiența umană și prin urmare creșterea în înțelepciune să vină prin cele mai grele și mai dificile experiențe ale noastre. Dumnezeu ne dă harul, curajul de a înfrunta acele experiențe și de a le vedea însemnătatea și lecțiile de înțelepciune. Și atunci când ajungem la marginea disperării, El ne încurajează cu cuvinte ca și acestea. Romani 8:18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Sau în Iacov 1:2-4, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ce este necesar pentru ca noi să primim harul lui Dumnezeu? Să ne uităm iarăși la versetul tematic din 1 Petru 5:5-7. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Umilința caracterului nostru este poarta prin care Dumnezeu este capabil să verse har în viețile noastre. A fi umil nu înseamnă să gândim rău despre noi înșine, că suntem nenorociți și fără valoare. A fi umil înseamnă a ne reaminti că suntem membri ai rasei umane bolnave de păcat și prin urmare nu suntem cu nimic superior celor din jurul nostru. Orice plan mai înalt pe care putem trăi este doar pentru că ne-am deschis inimile și mințile către harul lui Dumnezeu. Dar harul acesta este un dar gratuit, nu l-am câștigat și nu suntem demni de el. De aceea este har. Harul lui Dumnezeu este disponibil oricând pentru orice scop bun și sfânt care să ne ajute în umblarea noastră creștină și să navigăm realitățile vieții noastre.
1 Petru 4 cu 10 spune: ca niște ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Înțelesul cuvântului grecesc tradus felurit este variat sau multicolor. Petru spune că harul lui Dumnezeu vine în mai multe forme pentru a ajuta în fiecare situație a vieții, în orice culoare și nuanță a experiențelor noastre, albastrele depresiei și descurajării, griul singurătății și apatiei, galbenul fricii și neliniștii, întunericul durerii și eșecului, roșul furiei sau verdele invidiei. Harul lui Dumnezeu este disponibil și atunci când experiențele noastre sunt argintul și aurul a tot ceea ce pare să meargă bine. Ce efect ar trebui să aibă asupra noastră? Scopul lui Dumnezeu de a-și da harul este acela de a stimula dezvoltarea credinței și de a ne face mai asemănători Fiului Său. El varsă har în viața noastră pentru a ne binecuvânta și a ne schimba viața, astfel încât să fim reflectări ale harului Său, astfel încât să fim distribuitori ai harului Său pentru alții. Cum se vor manifesta efectele acelui har în viața noastră? În Coloseni 3:16 spune: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Harul lui Dumnezeu ar trebui să pună o cântare în inimile noastre, a ști că harul Său ne asigură mântuirea, a ști că avem ajutor ceresc pentru sfințirea noastră și chiar pentru suferința noastră, a crede că Dumnezeu e atent la fiecare detaliu al vieții noastre pentru scopurile Sale și binecuvântarea noastră. Această cunoaștere ar trebui să ne țină cântând în recunoștință față de Dumnezeu, chiar și în cele mai întunecate ore de suferință. Avem exemple printre frații noștri sau am trecut chiar noi înșine prin aceasta. Numai harul lui Dumnezeu ne poate permite să facem acest lucru. Vă amintiți de Pavel și Silas cântând într-o celulă de închisoare? Harul lui Dumnezeu trebuie să afecteze și modul în care ne exprimăm. Coloseni 4:6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Și în Efeseni 4:29. Niciun cuvânt stricat să nu iasă din gură, ci unul bun pentru sidire, pentru cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Naturii umane căzute îi este ușor să lase să iasă din gură cuvinte dure, critice, cârtitoare și bârfitoare. Dumnezeu vrea ca cuvintele noastre să fie pline de har, amabile, grijulii, respectoase, benefice și plăcute. Cuvintele de har sunt potrivite în toate circumstanțele, chiar și atunci când indică vorbirea sau acțiunile inacceptabile ale altora. Este mult mai probabil ca cuvintele pline de har să fie auzite și luate la inimă de alte persoane decât cuvintele critice și dure. Cum vi-l imaginați pe Dumnezeu sau pe Iisus vorbindu-vă după ce ați păcătuit? Vă imaginați că vorbesc cu asprime, certându-vă și făcându-vă de rușine? Ne-ar vorbi Dumnezeul oricărui har așa? Trebuie să fim atenți să nu ne imaginăm personalitatea unui critic pământesc dur, precum noi înșine, atunci când ne gândim la Tatăl nostru Ceresc sau la Domnul nostru Iisus Hristos. Ce a făcut Iisus când Petru l-a negat de 3 ori? El s-a așezat cu Petru mai târziu și a avut o conversație menită să-l ajute să se elibereze de vinovăție și să-și încrederea în slujirea Domnului. Puteți crede că Domnul, Dumnezeu sau Iisus ne-ar vorbi altfel în ceea ce privește eșecurile noastre? Modul în care vorbim este probabil cel mai bun indicator al gradului în care harul lui Dumnezeu ne-a umplut viețile. Să acordăm atenția corespunzătoare, să vorbim întotdeauna cu bunătate și har, bunătate față de alții, mai ales atunci când așteaptă altceva,
are puterea de a schimba inima. A acționa în bunătate ne schimbă și pe noi în chipul lui Iisus. În concluzie, aș vrea să ne uităm la pilda tatălui milostiv. Este mai cunoscută sub numele de pilda fiului risipitor. Dar cine este personajul central al pildei? Tatăl plin de har. Fiul mai mic și-a cerut partea din moștenire și după ce a primit-o a călătorit într-o țară îndepărtată și și-a risipit averea. Așa că s-a angajat la un om care l-a trimis în câmpurile sale să hrănească porci. Mereu flămând în cele din urmă și-a revenit și a decis să se întoarcă la tatăl său și să ofere să lucreze ca și servitor. Când se apropia de moșia tatălui său, tatăl său l-a văzut, a fugit în întâmpinarea lui și a aruncat brațele în jurul lui și l-a sărutat. Fiul a spus că nu mai este demn să fie numit fiul său, dar tatăl le-a spus servitorilor să aducă haine noi și sandale, un inel pentru deget și să pregătească un ospăț pentru a sărbători întoarcerea sa. Fratele său mai mare, care rămăsese acasă ajutându-l pe tatăl său cu moșia, lucra pe câmp când toate acestea s-au întâmplat. Când s-a apropiat de casă, a auzit muzică și dans, așa că l-a întrebat pe unul dintre servitori ce se întâmplă. Servitorul a explicat că fratele său s-a întors și tatăl lor a pregătit un ospăț. Fratele mai mare s-a mâniat și a refuzat să intre în casă. Tatăl său l-a rugat să se alăture ospățului, dar el a refuzat din nou. El a spus că a rămas cu bunăvoință acasă lucrând pentru tatăl său și s-a plâns că tatăl său nu a făcut niciodată un ospăț pentru el și prietenii săi. Tatăl i-a răspuns că are dreptul la tot ce are. Tot ce trebuia să facă era să ceară, dar nu a putut să înțeleagă generozitatea harului tatălui său. În schimb, fiul risipitor a înțeles foarte bine harul tatălui său, iar întoarcerea sa a demonstrat încrederea sa reală în harul tatălui său. Cu toate acestea, în umilință, el a venit cu o cerere care a arătat că nu abuzează acel har. Este nevoie de un spirit umil pentru a primi harul lui Dumnezeu. Înțelegând harul tatălui, trebuie să ne întrebăm: cum se face că tatăl și-a văzut fiul de așa de departe? Pentru că se uita din momentul în care fiul său a plecat. El spera că fiul său se va întoarce. Inima lui tânja după revenirea fiului său și așa veghea zi de zi. Fraților, poate că nu ne-am gândit niciodată la noi înșine ca fiind fiul risipitor în această parabolă. Dar în această aplicație a parabolei și sunt cel puțin alte două. În această aplicație a parabolei, noi suntem sau ar trebui să fim fiul risipitor. Ar trebui să fim fiul care înțelege și apreciază atât de bine harul tatălui său, încât să putem veni la el și să cerem cu umilință să fim doar cei mai neînsemnați slujitori. Ar trebui să fim copii care cunosc și au încredere desăvârșită în harul Tatălui nostru ceresc, încât ori de câte ori ne împiedicăm sau risipim bogăția pe care ne-a dat-o, sau ori de câte ori avem nevoie, știm că putem veni cu încredere la El pentru a ne ajuta cu har, după cum ne este spus în Evrei 4:16. Dumnezeu veghează în mod constant la întoarcerea noastră, ori de câte ori ne rătăcim sau ne împiedicăm. El așteaptă să se deschide ușa smereniei în inima noastră, astfel încât El să poată revărsa harul Său bogat în noi pentru a realiza lucrarea sfințirii, schimbarea noastră în chipul Fiului Său. 2 Corinteni 9:8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună. Așa cum am spus mai devreme, este aproape ca și cum Dumnezeu nu s-ar putea abține. Acesta a fost răspunsul tatălui în parabola. Nu s-a putut abține să nu-și îmbrățișeze fiul și să-l întâmpine înapoi și să aibă un ospăț. Acesta este harul
Dumnezeului nostru, fără plată, nemeritat, imens în mărimea sa. Ce privilegiu minunat avem de a sluji acestui Dumnezeu minunat și plin de har. Domnul să-și adauge binecuvântarea. Mulțumesc, frate Tam. Vom încheia cu cântarea 126-a. Și vom avea un anunț înainte ca fratele Tam să încheie cu rugăciune. Cântarea 126-a. Tata, ha. Mircea, nu te auzim. Mircea, microfonul e închis, te rog, deschide. Tată Ceresc, îți mulțumim ca Tată plin de har, pentru că ne dai atât de liber din harul tău. Te rugăm să ne ajut să fim în pașii Domnului nostru Iisus. Ni se spune că harul tău ne este dat de plinătate. Și ajută-ne, Doamne, că atunci când trecem prin experiențe vieții, când suntem în disperare, când suntem în nevoie să ne întoarcem spre Tine și să ne sprijinim pe Tine. Și ajută-ne, Doamne, ca cândva să ajungem să-L ajutăm pe Fiul Tău să vindece întreaga omenire. Ajută-ne, Doamne, să fim credincioși chemării noastre pentru a putea să ajutăm în acea lucrare. Și Doamne, ne rugăm pentru acel timp când întreaga omenire va avea ocazia de să te cunoască și să te laude și să te știe așa cum ne-ai dat nouă privilegiu să te știm. Îți mulțumim pentru această convenție și de binecuvântarea pe care am avut-o aici. Și acum când ne despărțim și mergem în viețile noastre, ajută-ne, Doamne, să, dacă este voia Ta, să avem și privilegiul în curând de a ne întâlni unii cu alții față în față, dacă e voia Ta. Da. Și te rugăm să fii cu noi toți, te-am rugat toate acestea, în numele Domnului Iisus. Amin. Vreau să-i mulțumesc fratelui Tom pentru aceste gânduri minunate și
vom cânta cântarea 64 și apoi vom avea discuții, întrebări, 15 minute și discuție liberă. Și vom încheia la ora 6, ora Chicago. Cântarea 64 și apoi întrebări pentru fratele Tom, aproximativ 15 minute. Domnul vă binecuvinteze, în sfatul lui să vă țină, în urma lui să puteți. Domnul vă binecuvinteze. Bye.